Anul 37 era creștină. În marele imperiu care domina lumea la vremea aceea, a început să domnească la Roma un anume Lu Lucio Domicio Enobarbo. Nu știu dacă ceva vă spune numele ăsta, însă atunci când îl voi spune pe numele lui larg, cunoscut și foarte. Răsunător, nero, cu siguranță toți ați auzit ceva de el. Un împărat caracterizat de dictatură și de extravaganță. O domnie întunecată care a făcut cinste numelui său, nero, adică negru. Tirania lui a fost caracterizată de faptul că tot ceea ce nu era pe gustul său era eliminat. Astfel că acest om și-a executat propria mamă a executat pe unul din frații lui Vitregi, eliminându-i, eliminând orice potențial și eventual pericol. Biblia și istoria creștină ne revelează că acest împărat a declanșat cea mai mare prigoană la adresa creștinilor. Se crede că apostolul Pavel și apostolul Petru au fost uciși din porunca acestui împărat. Și mulți îl identifică pe Nero ca fiind prima întruchipare a anticristului în modul în care el s-a raportat la creștini. însă cea mai cunoscută imagine din viața acestui om, imaginea care cel mai mult și o aduc aminte oamenii de după el, este acea imagine când Roma a fost incendiată. Ca și rege responsabil de concetățenii lui, atunci când Roma a luat foc, nu a luat nicio măsură de prevenție sau de stingere a focului, ci fiind motivat de această imagine apocaliptică, văzând de pe colina înaltă unde era palatul său, orașul în flăcări, i-a venit inspirația și a luat lira și a început să versifice, să compună, contemplând nemișcat scena distrugerii propriului său oraș. A murit în anul 68 într-un mod demn de viața pe care a trăit-o, sinucigându-se, luându-și singur viața și declarând înaintea morții următoarele cuvinte. Ce artist moare, ce artist mare moare odată cu mine. Foarte smerit acest om, de asemenea. Viața extravagantă a acestui om a inspirat în contemporaneitate multe filme și multe cărți din care vă amintesc una singură, Vovadis, a lui Henry Sienkiewicz, un autor polonez. Sunt sigur că mulți ați auzit despre ea. Însă, din această istorie a arderii Romei, derivă în limba engleză un proverb, Fiddle while Rome burns, sau cântă la vioară în timp ce Roma arde. Inspirată din această poveste este acest proverb. Și dacă te vei uita în dicționarul online Cambridge, unde m-am uitat și eu, vei vedea că această expresie are următoarea semnificație. A căuta propria satisfacție sau a continua să lucrezi cu normalitate când situația din jurul tău e apropiat, este de urgență și necesită o intervenție sau o implicare din partea ta. Cred că m-ați înțeles cu toții. La noi, la români însă, vioara a devenit celebră de la Enescu încoace. Că noi nu-i spunem vioară. La noi se numește ceteră, nu? Și ceterașii nu fac parte din cele mai selecte pături sociale. Și atunci acest proverb, la nivel cultural popular românesc, are o altă intonație. Știe cineva? Țara arde, și baba se piaptănă. Sunt sigur că toți ați auzit acest proverb. Este cu alte cuvinte, însă exprimă aceeași idee. Și îmi permit să o repet. A căuta propria satisfacție sau a continua să lucrezi cu normalitate când situația din jurul tău apropiat este de urgență și necesită o intervenție sau o implicare din partea ta. De ce încep spunându-vă toate aceste lucruri? Pentru că există o tendință generalizată de a neglija cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le facem și să ne ocupăm de lucruri care sunt de o importanță minoră. Facem niște lucruri care ni se par foarte importante, acestea ne iau toată concentrarea și nu mai avem nici energie, nici timp, nici concentrare să facem lucrurile care ar trebui să le facem. Și pe marea majoritate a oamenilor din generația actuală, situațiile problematice ale vremii, din păcate, îi prind pieptănându-se sau la coafor. Nu vreau să zic că este ceva rău să acorzi atenție îngrijirii personale, dar vreau să observăm împreună cantitatea de lucruri nesemnificative care ne fură timpul și preocuparea și pe care noi ar trebui să le direcționăm în altă parte. Să exemplificăm. De când a intrat smartphone-ul în viețile noastre, foarte multe lucruri s-au simplificat. Datorită navigatorului, da, ajungem la destinația dorită fără să rătăcim prea mult. Datorită domnului Google, orice întrebare are un răspuns și dacă nu, doamna Siri sigur ne ajută. Hainele ni le potrivim în funcție de previziunile meteorologice care ne apar pe app. Și așa ne îmbrăcăm. A, astăzi va ploa, astăzi va fi vânt, astăzi trebuie să-mi iau ochelarii de soare. Rude și prieteni de la mii de kilometri distanță, prin intermediul imaginilor și videorilor, vin la noi acasă cu ajutorul unui click. Nu e așa că toate aceste lucruri sunt niște lucruri extraordinare și o avansare a tehnologiei care ne ajută atât de mult? Cine e de acord cu mine? Toți. Cine nu e de acord cu mine nu are voie să poarte smartphone. Cu toate acestea, permiteți-mi să vă întreb, în ordinea importanței, care din aceste lucruri pe care le-am enumerat sau altele pe care smartphone poate să ni le ofere, se poate compara cu educația copiilor noștri? Care din toate aceste lucruri se poate compara cu importanța relației dintre tine și soțul sau soția ta? Niciuna. Răspunsul e evident. Și acum. Și acum. Totuși, la sfârșitul unei zile ar fi de dorit ca măcar jumătate, și sunt generos aici, ca măcar jumătate din timpul pe care l-ai petrecut pe telefon, să-l fi petrecut cu fiul tău, cu fica ta, cu soțul tău sau cu soția ta. În fiecare seară, înainte să te culci, uite-te cam câte minute ai stat pe telefon. Și întreabă-te, cel puțin jumătate din timpul ăsta am făcut în lucrurile importante? Sau un alt exemplu, mergeți până în oraș, alegeți ce oraș vreți voi, vă dau voi. Mergeți până în oraș și observați magazinele care sunt în oraș. Majoritatea sunt restaurante și cafenele, să zicem că ăstea sunt importante, că acoperă o necesitate a omului, alimentația. Dar dincolo de aceste magazine, uitați-vă care au cea mai mare pondere. Și veți observa. Frizerie, barbershop pentru femei și pentru bărbați, în aceeași măsură. Saloane de asiatici care pregătesc unghiile, saloane de înfrumusețare, pseudofarmacii care îți îngrijesc tenul, ridurile. Băncile sunt mai puține, sunt și bănci, dar mai puține ca să ai bani să plătești toate astea. Produse de îngrijire a tenului, a buzelor, a ridurilor, saloane de tatuaj. Ați văzut câte sunt? Saloane de bronzat, saloane de siliconat. Cu grămada. Acum comparați câte biblioteci, câte librării, câte activități intelectuale pentru tineri, pentru copii și vedeți cum stă această proporție. Pentru că observăm cu ușurință că accentul este la coafor, înaintea multor, multor alte lucruri, mult mai importante, care sunt menite să ne înfrumusețeze omul, caracterul, omul din lăuntru. Acelea nu sunt băgate în seamă. Frizerile spline, bisericile goale. E o realitate. De ce? Pentru că trăim într-o epocă în care coaforul are prioritate. Ei, exact despre acest lucru ne vorbește pasajul din mica la care am ajuns astăzi. Nu știu dacă ați observat acolo acest punct. Nu știu dacă ați observat această idee acolo. Înainte să-l parcurgem însă, aș vrea să ne reamintim cele două idei care le-am învățat până acum. În primul rând, trebuie restaurată imaginea despre Dumnezeu. Vreau să te uiți la Dumnezeu și să-L vezi așa cum este El. Și fii atent, am spus, trebuie restaurată, adică după imaginea originală, nu actualizată după imaginea sau după mofturile epocii în care trăim. Și apoi, în al doilea rând, dacă avem o imagine corectă despre Dumnezeu, trebuie să restaurăm relația noastră cu El. Relația omului cu Dumnezeu trebuie restaurată. O relație de apropiere care respectă legământul printr-o ascultare totală și determină o viață reală de închinare. Bun. Fiind spuse acestea, haideți să vedem ce ne pregătește textul de astăzi. Începem de la versetul... 8, de unde ne-am oprit data trecută, din Mica, capitolul 1. Citim primul verset. De aceea plâng, mă bocesc, umblu de sculți și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. În primul rând, am crezut că e vorba de pocăință. Am crezut că e vorba de acele lacrimi ale întoarcerii la Dumnezeu o întoarcere cu fața spre Dumnezeu, dar acest lucru l-am abordat deja. O relație cu Dumnezeu nu este posibilă fără acel vai de mine pe care l-am văzut în viața lui Isaia. Nu este posibil să te întorci la Dumnezeu fără să ai o pocăință în prealabil. Înseamnă că această plângere, că acest bocet, înseamnă altceva. Aceste strigăte de deznădăjduite au în vedere altceva. Așa că hai să mergem mai departe în versetul 9. Căci rana ei, este fără leac. Se întinde până la Iuda, până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. Analizând despre cine e vorba în acest verset, vom descoperi de ce plânge profetul. De ce se lamentează. Și dacă ne amintim, este vorba despre Samaria, care este condamnată, care este amenințată cu distrugerea din cauza neascultării. Acest oraș nu mai are scăpare, situația nu mai are vindecare, rana ei este fără leac. Și asta nu din pricină că Dumnezeu nu mai poate să ofere har, să ofere îndurare, ci din pricină că Samaria a trecut acea linie sensibilă a împietririi și nu mai vrea să dea înapoi. Și chiar crede că toate păcatele pe care le săvârșește și închinarea pe care o aduce idolilor este ceva pe care Dumnezeu nu condamnă a ajuns în această situație atât de departe de Dumnezeu încât nu se mai pot întoarce. Nu mai există în ei nicio dorință de reparare, nicio dorință de pocăință. însă pe lângă Samaria mai apare un personaj în acest verset, dacă am fost atenți, și anume teritoriile din Iuda care sunt între Samaria și Ierusalim. Și versetele care vor urma enumără cel puțin 12 orașe care se află acolo, în acea regiune. Aceste orașe aparțineau toate regatului lui Iuda, cu capitala la Ierusalim, și Mica le numește în acest verset poporul meu. Poporul meu. Um, oamenii mei. Sau familia mea, dacă vreți. Văzând în perspectivă nenorocirea care va veni asupra lor, asupra acestor orașe, Profetul alege să adopte această vestimentație de jale și începe să se lamenteze atât de puternic. Ei când am observat aceste două personaje, pe de o parte Samaria care e pierdută și pe de altă parte teritoriile, orașele astea pentru care plânge Profetul, am înțeles că următorul lucru pe care trebuie să-l restaurăm este misiunea noastră. Trebuie să ne restaurăm misiunea. În perspectiva acelui Dumnezeu pe care l-am cunoscut, în perspectiva relației pe care o avem cu el, trebuie restaurată misiunea pe care o avem. Creștinilor care sunteți cuprinși de somnolență, creștinilor care v-ați pierdut și v-ați amestecat cu preocupările lumii, creștinilor care ați ațipit și bântuiți încoace și încolo, purtați de tot felul de idei și de țeluri străine, este vremea să ne trezim și să ne restaurăm misiunea. Este vremea să vedem ce a avut Dumnezeu în vedere cu noi. Și dacă te întrebi, și care e această misiune? Consider că e o întrebare bună. Consider că e o întrebare bună. Lui Moise despre care s-a vorbit astăzi, i s-a arătat Dumnezeu și i-a zis, am o misiune pentru tine. Și i-a spus în felul următor, îl vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Deducem de aici și din alte exemple asemănătoare din scriptură, că Dumnezeu se folosește de oameni pentru a salva oameni. Misiunea noastră este să lucrăm în continuare la salvarea oamenilor. Dumnezeu se folosește de oameni ca mine, ca tine, ca Moise și ca alții pentru a, pentru a salva alți oameni. Acesta este scopul misiunii. Este încredințare, misiunii care ne-a fost încredințată după măsura darurilor și capacităților fiecăruia. Nu există o altă misiune. Aceasta este misiunea pentru care Dumnezeu însuși și-a trimis propriul său fiu în lume. Citez, el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și mai departe, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Pe cine? Ce era pierdut. O misiune nobilă, atât de nobilă încât Dumnezeu alege să-și trimită propriul său fiu. Și dacă Mica până aici vorbește în numele Domnului și vă amintiți din seriile trecute, cuvântul Domnului pe care Mica l-a spus, iată că Domnul, așa și așa, aici, zicerea lui se transformă la persoana întâi. Nu mai vorbește din partea Domnului, ci vorbește din partea lui. De aceea eu plâng. Și omul acesta începe să devină conștient că ceea ce face el, acțiunile lui, slujba lui, ar putea avea un efect, ar putea cumva restaura în acești oameni. Dacă oamenii aceștia vor asculta, dacă inima lor se va muia și vor băga de seamă la ceea ce li se spune, vor putea fi salvați. Și mica își dă seama, hei, eu nu doar transmit ceva din partea lui Dumnezeu, așa ca un robot. Eu sunt un om care am o misiune să salvez pentru Dumnezeu alți oameni. În Noul Testament, Dumnezeu. Prin uh, scrierile altui slujitor de al său, de data asta Apostolul Pavel, ne spune în limbaj mai contemporan nouă această misiune a noastră. Și vreau să citim un pasaj din 2 Corinteni în care este subliniat din nou această idee, ca să înțelegi care e misiunea mea și misiunea ta. Deschidem în 2 Corinteni capitolul uh, 5. Și începem de la versetul 16. Fiți atenți! Așa că, de acum încolo, nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Vedeți cum, în primul rând, este desenată o imagine corectă despre Dumnezeu. L-am cunoscut pe Hristos, am auzit câte ceva despre El în felul lumii. Hei! Acum nu-l mai cunoaștem așa. Mergem mai departe. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, s-au restaurat. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, da? La originea tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos. Adică prin Isus Hristos avem o relație restaurată cu Dumnezeu. După ce îl cunoaștem pe Dumnezeu, avem o relație restaurată cu El. Și acum, mare atenție. Și ne-a încredințat slujba împăcării. Și ne-a încredințat misiunea împăcării. Și ca să fie sigur că am înțeles, mai repet o dată. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Și dacă tot n înțeles, mai conclude o dată și îți mai spun o dată. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte. Observ că aici nu e o chestie de uh, mecanică, E o chestie de pasiune, de dăruire. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dragul meu, ești conștient de misiunea asta? Ești conștient că tu faci parte din planul lui Dumnezeu și când te-a răscumpărat, a avut acest scop cu tine? Că ești trimis împuternicit al lui Dumnezeu? pentru această măreață misiune? Te identifici cu misiunea asta? Și foarte important că misiunea lui Mica nu începe cu predicarea. Nu merge și se apucă și predică și le spune oamenilor, nu. Ci misiunea are o altă prioritate. Prioritatea misiunii este aceea de a simți, de a plânge, de a ruga, de a ne ruga și de a mișloci pentru acești oameni. Nu încep să le dai în cap cu Biblia. Nu încep să le spui că se vor duce în iad. Vine momentul să le spui și asta și trebuie să fii clar. Însă încep și plângi și încep și simți și încep și te identifici cu ei. Cu toții care suntem în poporul lui Dumnezeu vedem cum lumea aceasta se degradează, vedem cum rana lumii și pandemia valorilor lumii se întinde și pătrunde până la porțile poporului lui Dumnezeu. Și de multe ori intră înăuntru. E o pandemie care nu poate fi oprită. Vedem cum foarte multe valori fundamentale ale vieții sunt contagiate și infectate. Care este atitudinea noastră? De a căuta propria satisfacție sau de a continua să lucrăm cu normalitate când situația din jurul nostru apropiat este de urgență și necesită o implicare din partea noastră? Oare este asta? Țara arde? Și noi cântăm la vioară? Există o lume, asemenea Samariei, o lume demonică care este condamnată de Dumnezeu la iazul veșnic cu foc și cu pucioasă. Ei, la acest iad este condamnată lumea lui Satan îngerii lui, fiara și prorocul mincinos. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în afară de această lume, lumea la care noi ne referim cu cuvântul lume, noi trebuie să înțelegem prin lume oameni. Oameni ca mine și ca tine, care sunt condamnați să ajungă în locul pregătit pentru satan. Există oameni care n-au auzit, nu știu că se află în pericol, care stau liniștit ca acești oameni în orașele lor și va veni prăpădenia peste ei și nimeni nu le-a spus niciodată nimic. Avem noi milă și dragoste față de acești oameni? Îs oameni ca și noi. Da, nu fac parte încă din poporul lui Dumnezeu, însă sunt oameni care vor avea parte de un sfârșit tragic. Care-i atitudinea noastră față de ei? Mica spune, de aceea plâng, mă bocesc, umblu de sculț și gol, strig ca șacalul și gem ca struțul. Deducem de aici că în primul rând trebuie să plângem să plângem pentru ei. Dar nu un plâns prefăcut, un plâns adevărat. Trebuie să ne pese de oamenii ăștia. Trebuie să ne gândim la ei. Trebuie să avem um, empatie cu ei. Să ne identificăm cu ei. Să spunem, mă, ăștia vor muri pentru totdeauna. Și să plângem pentru ei. Apoi, desculți și gol. Desculț și gol este simbolul postului. Este simbolul renunțării la propriile mele plăceri, la propriile mele comodități. Din cauza stringenței situației, din cauza că această situație este urgentă. Avem noi, ca și persoane, ca și biserică, o prioritate din asta? Să punem zile deoparte în care să ne rugăm pentru cei pierduți? Să ne rugăm să plângem pentru o lume care merge în pierzare? Strig ca șacalul și gem ca struțul. Asta arată durere. Isaia și Ieremia folosesc această imagine și ei în scrierile lor. Dar mai mult de atât, fiți atenți! Iov, când își pierde familia, își pierde copiii, își pierde sănătatea, își pierde casele, proprietățile, averile, turmele și tot ce are, spune, plâng ca șacalul și gem ca struțul. Spunea Iov. Vă dați seama! Du cu ce compară durerea asta care ar trebui să o avem pentru ceilalți? Ca atunci când ți-ai pierde propria familie, proprii copii. Iov folosește exact aceeași exprimare atunci când pierde totul. Iar mica vine și îi spune, de aceea plâng și gem. Ai tu o asemenea empatie cu oamenii ăștia? O asemenea milă și dragoste față de ei? Ne întâlnim o dată pe lună la mijlocire, la serile de mai. Pentru ce ne rugăm? Care sunt subiectele care ne preocupă? Sunt acești oameni o prioritate pentru noi? Sau ne rugăm pentru mai multă prosperitate, rugăciuni de tip coafor, mai mult în partea asta, mai mult în partea asta, altă, mai puțină suferință, mai puțină preocupare, mai puțină responsabilitate, mai puțin dacă se poate, că care e prioritatea misiunii noastre? În datele introductive ale acestei cărți, ni se spune doar atât despre mica că era din Moreșet. Însă acest mic detaliu, acest mic detaliu, ne face să vedem că în orașele care urmează este numerat și acest oraș. Ceea ce mă duce cu gândul la care este... Locația misiunii. Unde trebuie să activez eu? Unde trebuie să mă implic? Unde trebuie să fac misiunea? Mica nu începe uh, preocuparea lui pentru Groenlanda, pentru eschimoșii de nu știu eu unde sau pentru africanii din nu știu ce trip pierdut, ci începe cu cei din Moroșet. Asta e zona de acțiune a misiunii sale. Începe cu cei din Moroșet și dacă vă veți uita pe o hartă, Moroșetul și toate celelalte localități sunt acolo, una între alta, la câțiva kilometri de În zona în care el avea acces, ăștia sunt oamenii pentru care trebuie să ne preocupăm în primul rând. Aici începe misiunea. Mica a început să se preocupe pentru consătenii lui. Pentru cei din orașele vecine. Pentru cei din orașele mai mari care erau în jurul localității lui. Și permitem să te întreb, când ai plâns? Când am plâns noi ultima dată pentru Vispaden? Când am plâns pentru Mainz? Pentru Limburg? Pentru Raj? Pentru Frankfurt? Pentru vecinii tăi, Pentru cei de pe scala ta de bloc? Pentru colegii de la școală? Când te-ai gândit ultima dată, oamenii ăștia merg în iad? Vor fi pierduți, rana lor este fără leac. Când te-a preocupat ultima dată misiunea ta, Rana pătrunde și înaintează, se întinde în toată urățenia ei. E nevoie de oameni care să facă asta aici și acum. Aici. În locul în care te-a așezat Dumnezeu. Acolo unde stai. În Grosch erau. În altă localitate. Știu eu. Acolo unde ești. Apoi, în pasaj, urmează o poezie. Mie îmi plac poezile. Începe o poezie care e tristă, care e întortocheată, care așa la prima citire nu ne oferă nimic de înțeles. Începe o poezie, însă în această poezie intervine de fapt predicarea, propovăduirea mesajului propriu zis. Aici intervine mesajul misiunii. Ați observat? După multe ore de rugăciune, după multe ore de plâns și de mijlocire, abia atunci intervine mesajul. Și Autorul în acest pasaj folosește foarte multe procedee literare, metafore, aliterații, ca să exprime și să le arate starea de căzut în care se află. Sunt înșirate 12 orașe, voi trece fugitiv prin fiecare dintre ele și încerc să scot o singură idee. Nu o să stau să analizăm textul exegetic foarte mult. Și aș vrea să analizăm aceste versuri și să vedem trăsăturile lumii care trebuie confruntate condamnate și adusă pocăință în dreptul lor. Și începe poezia așa. Nu spuneți lucrul acesta în gat. Pronunția orașului gat seamănă în limba ebraică cu expresia a dat de știre. Și am încercat să fac o propoziție prin care să înțelegem. Oameni care le știu pe toate, de fapt, nu sunt informați o lume care pretinde că știe tot, care primește orice noutate la secundă, dar care nu aude vestea cea mai bună pe care o poate auzi. Apoi continuă, nu plângeți în ACO. ACO înseamnă locul plângerii. Oamenii de pe pământul plângerii nu mai știu să plângă. O lume care este ahtiată, flămândă după distracții, după amuzament și care a pierdut orice urmă de reverență, de vlavie, de plâns, de empatie. Observi în aceste caracteristici lumea în care trăim? Mergem mai departe. Tăvăliți-vă în țărână la Betleafra. Betleafra înseamnă casa țărânii. Dacă ar fi să ne jucăm cu cuvintele în limba germană, ar ieși ceva de genul Staubhausen, da? Casa țărânii. Oamenii făcuți din țărână au uitat din ce sunt plămădiți. A uitat. A te tăvăli în țărână sau a-ți presăra praf sau cenușă în cap e simbolul pocăinței, dar niște oameni care îl neagă pe Dumnezeu nu o să facă asta niciodată. Treci locuitoare din șafir cu rușinea descoperită. Șafir înseamnă frumusețe, înseamnă plăcut, frumos. Oameni preocupați de frumos Promovează doar rușine. Totdeauna preocuparea pentru frumos, sau cum spun tinerii, pentru estetic, a fost foarte mare. Însă, parcă niciodată ca acum, nu se folosește mai mult cuvântul frumusețe ca sinonim cu goliciune, cu rușine. Niciodată. Oameni preocupați de frumos, care promovează doar rușinea. Cu cât e mai multă goliciune și rușine, cu atât se aplaudă o mai mare frumusețe. Locuitoarea din Tzanan nu îndrăznește să iasă. Tzanan înseamnă a ieși, seamănă în pronunția ebraică cu a ieși, cu verbul a ieși. Oameni întreprinzători, cărora nu le mai iasă nimic pentru salvarea lor. În fiecare zi apare ceva nou, iasă ceva dar nimic îndreptat spre nevoia cea mai acută a omului. Vezi în asta caracteristicile lumii în care trăim și noi? Jalea bet haețelului vă ia gustul să vă opriți în el. Bethaețel înseamnă casa apropiată sau casa aproapelui. Oameni care se bizuiesc în zadar, unul pe altul. Orice provocare ar veni, oamenii aleargă la oameni. Oamenii aleargă la oameni. Știu pe cineva, am pe cineva. Mă duc la casa aproape lui, acolo găsesc. În zadar. Oameni care se bizuiesc în zadar unul pe altul. Apoi vine versetul 12. Căci locuitoarea din Marot tremură pentru pierderea fericirii ei, fiindcă s-a pogorât nenorocirea din partea Domnului până la porțile Ierusalimului. Marot este rădăcina pentru mara, pentru amărăciune. Și alte traduceri încep acest verset așa, locuitoarea marotului tânjește după vremuri mai bune. Adică oameni care visează vremuri bune ignorându-L pe Dumnezeu. Îți sună propoziția asta? În jurul tău vezi această imagine? Oameni care în fiecare zi se salută, a, vaia con Dios, se spunea în spaniolă, du-te cu Dumnezeu, cu Dumnezeu care îți face mofturile, care ei cu tine, care speră la un Dumnezeu, dar îl ignoră. Care speră că Dumnezeu, atunci când li se îmbolnăvește copilul, soțul, soția, atunci apare Dumnezeu. Să, să rezolve problemele. Însă, dați-mi voi să poposim un pic mai mult lângă acest verset. Este singurul din această secțiune unde este amintit numele lui Dumnezeu. Și sunt mulți oameni care speră, așa cum am spus, la acest ajutor supranatural din partea unui Dumnezeu atotputernic mereu dispus să facă bine. Dar fără să-l cunoască, fără să aibă o relație cu el. Ascultați-mă bine. Majoritatea oamenilor de pe acest pământ. Rectific, reformulez. Majoritatea creștinilor care merg la biserică. Nu cred versetul ăsta. Nu știu dacă ai fost atent la versetul ăsta. S-a coborât nenorocirea din partea Domnului. Dumnezeu aduce nenorocire. Nimeni nu mai crede versetul ăsta. Cum să aducă Dumnezeu nenorocire? Cum să vină Dumnezeu? Dumnezeu e bun. Domnul e bun. Asta cântăm, asta spunem. Ăsta e Dumnezeul misiunii, dragule. Asta e imaginea corectă a lui. Cuvântul lui Dumnezeu nu greșește când introduce această definiție aici. A coborât nenorocirea din partea lui Dumnezeu. Păi cum, nu deschidem noi în Iacov și spune că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă rău și că orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor? De la Dumnezeu vin lucruri bune. Sigur, sigur. Însă, nu te juca. Pentru că acest pasaj din Iacov, dacă îl citești în întregime, spune așa, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. O apărut o ispită, ești momit, Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Îi legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să pedepsească orice păcat. Îți place sau nu îți place? Nenorocirea poate veni și vine din partea lui Dumnezeu. Ascultam cu mulți ani în urmă o predică. Oameni buni, nu mai dați vina pe satana. Nu, Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Nenorocirea vine din partea lui Dumnezeu. Vreau să-l cunoști pe Dumnezeul misiunii atunci când te raportezi în felul în care te raportezi tu la misiunea ta. Să știi lucrul ăsta. Există o consecință, așa cum spune rădăcina cuvântului, amară pentru oricine alege păcatul și să se îndepărteze de Dumnezeu. Dacă mergem mai departe, vine iarăși un verset mai lung în hamăți caii ce iuți la car, locuitoare din Lachis. Tu ai fost cea din tâi pricină de păcat pentru fica Sionului, căci în tine s-au găsit nelegiuirile lui Israel. Putem specula cu acest verset și să facem multe, vreau doar să ne limităm. Pronunția lui Lachis, din nou, seamănă cu pronunția pentru cuvântul cai care trag la o căruță, la o trăsură. Și cuvântul car nu-i cuvântul englezesc, car, ci se referă la carele de război. La carele de război. Adică oameni care își pun încrederea în realizările lor. Oameni care își pun încrederea în, în tancurile lor, în muniția lor, în ceea ce ei au realizat. Lachis era al doilea oraș ca mărime din provincia lui Iuda, după Ierusalim. Este o cetate care a fost întărită de Roboam, fiul lui Solomon, atunci când s-au despărțit regatele, Roboam a făcut acolo un bastion de apărare. Cetatea avea două rânduri de ziduri, avea turnuri și avea porți puternice. Aveau motive să se încreadă în ce au făcut ei. Aveau motive să spună, suntem în siguranță spatele zidurilor. Dar cuvântul Domnului îi avertizează, în zadar, în zadar, sentința a fost hotărâtă. Acest oraș, care apare în Biblie de pe vremea lui Iosua, Iosua îl cucerește pentru prima dată, a văzut minunile Domnului. Și de aceea îi spune, tu ai fost prima uh, pricină de păcat, tu ai fost cea din tâi pricină de păcat. Și pedeapsa ta va fi mare pentru că tu cunoști multe, tu ai văzut multe. Și exact cum Domnul Iisus vine și spune Capernaumului, Capernaume, dacă ar fi văzut Sodoma și Gomora, minunile care s-au făcut în tine s-ar fi pocăit. Oameni buni, Sodoma și Gomora n-au avut Biblie, noi astăzi avem, vedem cuvântul Domnului scris. Cum va fi oare raportarea lui Dumnezeu la noi când ne luăm misiunea în derâdere? Sau cu ușurință? Apoi urmează din nou câteva localități mai mici. De aceea te vei despărți de Moreșet Gad. În acest verset se anunță pierderea acestei localități. Nu este clar dacă Lachis va suferi această pierdere sau provincia lui Iuda. Verbul acestei propoziții spune că nu doar... Vei pierde, te vei despărți, este cuvântul pentru divorț și include în el, pe lângă faptul că îl va pierde, va trebui să plătească o zestre, o taxă, probabil un tribut pe care va trebui să-l plătească pe lângă pierderea aceasta. Pentru că oamenii nu pot calcula și nu pot evalua niciodată corect și obiectiv pierderile. Nimeni nu realizează cât de tragic este să pierzi veșnicia. Nimeni. Noi nu realizăm, pentru că trăim în lumea materială. E vorba de o altă lume, ceva care depășește, un infinit. Nu putem calcula corect și obiectiv mărimea ravagilor. Vei pierde și marotul, vei... te vei despărți, va trebui să plătești și tribut. Următorul, casele din Axib vor fi o amăgire pentru împărații lui Israel. Pronunția cuvântului Axib este asemănătoare cu cuvântul pentru amăgire sau decepție. Pentru că Oamenii cred tot mai mult tot felul de minciuni. Oameni care cred tot felul de minciuni. Chiar împărații, oricât de multe proprietăți ar deține, nu-i ajută la nimic. Când se încred în acestea, vor suferi doar decepție. Îți voi aduce un nou stăpân locuitoare din Mareșa. Mareșa seamănă cu termenul pentru stăpânire. Oameni stăpâniți când într-un fel, când într-altul. Stăpânitorul asirian care va veni peste Mareșa. Va fi mai dureros pentru ei. Stăpânitorul lumii acesteia are, din păcate, acces în așa multe vieți. Cunoști? Recunoști lumea în care trăim, în aceste versete? În aceste rânduri, în aceste interpretări? Ultimul dintre ele, Slava lui Israel va merge la Adulam. Nu este foarte clar la ce se referă Slava lui Israel. Poate fi chivotul, poate fi prezența lui Dumnezeu din Templu, poate fi privilegiul de a fi poporul ales. Iar Adulam, dacă vă aduceți aminte, din cartea lui Samuel, este o peșteră cu sens de refugiu, în care David, atunci când era urmărit de Saul, împreună cu familia lui și cu ostașii lui cei mai apropiați, se refugiază acolo. Slava lui Dumnezeu se refugiază, pleacă, pentru că oamenii sunt tot mai lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu mai caut așa ceva. Oameni tot mai lipsiți de slava lui Dumnezeu. Recunoști în aceste caracteristici oamenii de lângă noi? Recunoști în aceste caracteristici pe care le-am enumerat așa fugitiv lumea în care trăim? Vezi tu o lume în care oamenii cred tot felul de minciuni, în care oamenii sunt stăpâniți când de un viciu, când de altul? În care oamenii se încred în realizările lor, în casele lor, în caii lor, în mașinile lor, în armamentele lor? Vezi că această pandemie îi la porțile Casei lui Dumnezeu și încearcă să vină înăuntru. Împotriva acestor lucruri trebuie să ne ridicăm vocea și să le condamnăm. Trebuie să le proclamăm. Nu există speranță. Speranța, încrederea este doar în Dumnezeu. Nu vă mai încredeți în aceste lucruri. Nu mai credeți tot felul de minciuni. Doar Dumnezeu ne poate scăpa. Doar o întoarcere la Dumnezeu ne poate aduce salvarea. Și cert. Și foarte sigur este faptul că noi, noi nu putem mântui oameni. Noi nu putem mântui oameni. Însă noi putem să ne îndeplinim misiunea. Noi putem să ne îndeplinim misiunea. Rolul Harului Lui Dumnezeu și a îndurării sale este acel de a salva. Dar noi putem înălța strigăte pentru Dumnezeu. Putem să fim o voce care mijlocește. Știți cum stătea Avram lângă Sodoma și plângea pentru Sodoma? Spunea, Doamne, dacă zece sunt acolo, te rog, nu distruge. Avrame nu sunt. Doamne, dacă opt, dacă patru, dacă cinci. Continui tu să plângi așa dacă în vispadă, Doamne, sunt oameni deschiși pentru tine. Să vină harul tău îndurarea ta să-i salveze. Putem fi o voce care mijlocește și Dumnezeu care este suveran va încununa cu succes, cu succes misiunea noastră. Dumnezeu care este suveran va încununa cu succes misiunea noastră. E promisiunea Lui. De unde știu asta? Mulți ani mai târziu, aproximativ 140 de ani, în Israel apare Ieremia. Israelul era din nou de căzut, trecuse perioada de restaurare pe care o făcuse Ezechia, cea pe care o făcuse Iosia și Israelul era din nou de căzut. Și apare Ieremia și strigă împotriva acestui oraș. Și, la fel ca și mica aduce din partea lui Dumnezeu un mesaj de pedeapsă. Oamenii când îl aud vor să-l omoare și spune, cine ești tu mă să vorbești împotriva templului, împotriva poporului Dumnezeu, cine te crezi tu? Și se hotără să-l omoare. Însă câțiva din bătrânii cetății, ne este relatat în Ieremia, în capitolul 26, se adună și fiți atenți ce spun ei. Mica din Moroșet, îl cunoașteți de undeva pe tipul ăsta? Da, îl cunoaștem. Mica din Moroșet, Prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, și spunea întregului popor al lui Iuda: Așa vorbește Domnul: Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre, și muntele casei Domnului o înălțime acoperită de păduri. Noi încă n-am ajuns la pasajul ăsta, dar am ajuns la acela asemănător despre Samaria. Acum întreabă ei, bătrânii: L-a omorât însă Ezechia, împăratul lui Iuda și tot Iuda? Ce s-a întâmplat? nu s-a temut Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Și mare atenție la acest detaliu care urmează. Și atunci Domnul s-a căit de răul pe care îl rostise împotriva lor. Domnul s-a căit de răul pe care îl rostise împotriva lor. Cine a oferit grațierea? Dumnezeu. Cine s-a hotărât să nu-i mai pedepsească? Dumnezeu. Când? când mica și-a înțeles și și-a îndeplinit misiunea. Misiunea lui n-a fost în zadar, dragule. Misiunea, când tu te pui la dispoziția lui Dumnezeu și lucrezi pentru el, în condițiile, în parametrii care ți cere el, Dumnezeu încununează misiunea cu succes. Nu-i treaba ta să numeri cât și cine. Lăsați neghina să fie amestecată cu grâul. La sfârșit, tatăl va avea grijă de ele. Însă, cum a început totul? A început într-o zi când Mica a plâns, s-a rugat, a postit și s-a preocupat până în adâncul ființei de situația acestor oameni. Mulți oameni din Biblie au făcut la fel. Îl vedem pe Moise mijlocind pentru popor, pe Neemia, pe Daniel, în Noul Testament îl vedem pe Isus, pe Pavel care plâng pentru oamenii din jurul lor. Cum ar fi? Cum ar fi să ne luăm în serios misiunea? Pasajul se termină într-un mod uimitor. Uimitor. Cu un verset care ne trimite la coafor. Cu un verset care ne trimite la coafor. Citim versetul 16. Radeți, taieți părul din pricina copiilor tăi iubiți. Lărgeșteți, lărgeșteți pleșuvia ca vulturul, că cei se duc în robie departe de tine. Concluzia pasajului este o trimitere la coafor. Dar de data asta nu e un coafor al plătenților, nu este un coafor al înfrumusețării personale, nu are de-a face cu propriul confort. După ce autorul condamnă starea orașelor de căzute și a țării sale, vine să mai amintească încă o dată, ca o concluzie, care e soluția. Pe lângă plâns, bocet, desculți, gol, acum se mai adaugă și pleșuvia sau chelia în limbajul nostru. Capetele rase din cauza durerii era un alt simbol prin care oamenii aceștia exprimau, oamenii acelor timpuri exprimau o durere profundă. Pe lângă șacalii și struții deșertului și a Pedepsei care urma să vină și să pustiască țara, apare vulturul pleșuv care adulmecă deja hoiturile, pentru că situația este cât se poate de dramatică, ajunsă la paroxism. Dar, pentru salvarea copiilor acestei generații, aceasta e singura soluție. Nu există o altă scăpare decât o renunțare la noi înșine de dragul altora. Să nu ne amăgim. Să nu ne amăgim crezând că ne vom salva copiii, rudele, vecinii, familia, prietenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu, concetățenii, stând cu mâinile în sân la salonul de înfrumusețare al propriei noastre vieți. Postând relaxat citate și versete frumoase cu imagini înduioșătoare sau lipind un pește sau o cruce pe porbagajul mașinii sau pe tricou sau mai nou un tatuaj să nu ne amăgim cu aceste lucruri. Trebuie frecventat cu aforul pe care ni l recomandă mica. Trebuie să ne consumăm pentru ca unii dintre ei să mai poată fi salvați. Apostolul Iuda, dacă vă mai amintiți de textul de data trecută din Iuda, spune la sfârșit o propoziție. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Căutați! E o pasiune acolo, e o dedicare, e o acțiune acolo. Trebuie, dragilor, să ne înțelegem și să ne refocusăm misiunea așa cum a fost ea lăsată de Dumnezeu. Ești gata? Ești gata să-ți restaurezi misiunea și să plângi, să te rogi, să mijlocești pentru acești oameni de lângă tine, care vor pieri inevitabil dacă nu se vor întoarce. Iar apoi să fii gata să propovăduiești mesajul, să-i faci conștienți de pericolul în care se află, să condamni atitudinile în care se află? Ești gata? Și Dumnezeu, care este credincios, va avea grijă să se cerăm cu cântări de veselie atunci când am semănat cu lacrimi, ne spune Psalmul 126. Va avea grijă să se cerăm cu cântări de veselie atunci când am semănat cu lacrimi. Cum mai vrea să ne crească bisericile? Prin transfer? Cu oameni care se mută dintr-o parte în alta? sau smulgând oameni din ghearele iadului, din ghearele robiei care e lângă ei. Am citit săptămâna asta mărturia unei persoane din biserica noastră despre întoarcerea lui la Dumnezeu. Am rămas uimit. M-am înduioșat până la lacrimi. M-am emoționat. M-a copleșit bucuria. Câteodată credem că lucrurile merg de la sine. A, oh, se întâmplă, se întâmplă. Câte ceva se întâmplă dar e nevoie de oameni care înțeleg și acceptă misiunea de a fi ambasadori ai cerului renunțând la coaforul pretențiilor personale. Și mă rog, mă rog ca acest mesaj să nu fie un mesaj la care să spui da, asta e misiunea mea, înțeleg, însă mai am niște pământuri de inspectat, mai am niște boi de încercat, trebuie să mă însor, trebuie să-mi gata anumite lucruri, trebuie să-mi trăiesc viața un pic, Vreau, dragul meu, să te provoc, vreau să te rog, vreau să te implor, vreau să fac orice îmi stă în putință să-ți iei în serios chiar acum misiunea. E o misiune pe care nu eu ți-o dau, nu o faci de dragul meu. E misiunea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Și îți mai aduc un ultim argument și apoi o să închei. Și vreau să spun că dacă vei face acest lucru, îl vei, îl vei glorifica pe acela care a îndeplinit misiunea asta în cel mai dedicat mod cu putință. Și dăm voie să închei mesajul de astăzi, provocându-te să închizi ochii și să privești la Isus. El a umblat de sculț și gol, fiind lipsit de un loc unde să-și odihnească capul. Preocuparea lui a fost aceea de a-și îndeplini, îndeplini cu scumpătate misiunea Niciodată nu a căutat ceva pentru sine. A fost dezbrăcat de hainele sale atunci când a fost urcat pe cruce și a îndurat rușinea de a fi expus gol în fața trecătorilor. Dar nu a renunțat doar la hainele acelea dintr-o țesătură de sus până jos, ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob. Făcându-se asemenea oamenilor ca să poată restaura în oameni chipul lui Dumnezeu. A plâns, privind la Ierusalim, la poporul pe care îl iubea, dar care i-au întors spatele. A plâns, a gemut, a bocit atât de adânc încât a ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte, și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Pe pământul pe care dorea să-l recâștige, să-l restaureze pentru cer. El este acela care în zilele sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, a purtat povara unei luni pierdute. A fost atât de tare preocupat de rana pe care diavolul a provocat-o oamenilor, încât s-a identificat cu ea și a luat-o asupra lui, devenind obișnuit cu suferința. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți că cel a preluat rana noastră. O, oh, ce misiune insuportabilă! O, oh, ce suferință groaznică, fără a putea fi egalată vreodată! Și de ce a fost nevoie de toate astea? Ca tu și cu mine să fim salvați. Ca tu și cu mine să avem parte de viață veșnică, dragule. Ca tu și cu mine să scăpăm de nenorocirea pe care ne-o pregătise Dumnezeu. Ca o lume întreagă care se îndrepta spre pierzare să poată fi mântuită. Isus și-a însușit misiunea lipsit de orice fel de interes personal pentru ca alții să poată beneficia de rezultatul ei. Cum ar fi ca acum, privind la misiunea Lui, să-ți restaurezi misiunea. Să alegi. Să faci o alegere. Pentru misiunea lui. Ea va fi infinit, minoră și infimă față de ceea ce a făcut el pentru tine. Însă, dragul meu, nu jocori misiunea lui Isus, tolănindu-te lejer pe șezlongul coaforului, ci ridică în numele lui și împlinește-ți mandatul.